Comuna Copal din Mănășturi este un mare șantier. Administrația locală a câștigat în ultimii ani finanțare pentru numeroase proiecte, iar lucrările, în cazul a două dintre ele, se vor încheia în curând. Este vorba de lucrările la rețeaua de apă și canalizare în satele Lăschia, Rușor, Vad și Făurești și de cele la drumul agricol în lungime de 17 km ce leagă satele de târgul din centrul de comună. Leagă toate satele comunei, cele 9 sate de jos, de târgul din comună, deci poți să vii la târg fără să treci pe drumul național și județean. Nu mai periclităm circulația pe drumul național și județean. Un drum foarte frumos, un pod frumos peste râul Cavnic, un proiect de 1 milion de euro, foarte important pentru terenurile agricole, pentru oamenii care ajung la terenurile agricole și la târgul din comună. Pe lângă acesta se mai lucrează la încă 4 drumuri comunale care beneficiază de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Preluca Veche, Preluca Nouă, Aspra, Măgureni, Preluca Veche, Groape, Copalnic, Curtuiușul Mic și Berința, Curtuiușul Mic, Coruia. 4 drumuri comunale care leagă comunele din vecini de comuna noastră și trec prin satele noastre. Un alt drum agricol în lungime de 17 km va fi realizat printr-un proiect care de asemenea este în desfășurare. Totodată muncitorii vor intra pe mai multe ulițe și străzi din satele Copalnic, Copalnic Mănășturi, Curtuiușul Mic, Berința și Cărpiniș.